Păi vă salutăm, distinși consumatori de Daily Vloguri ionescene. În Daily Vlogul de astăzi nici măcar nu o să editez acest vlog, pentru că îl trag dintr-o bucată și așa cum iese din cameră, așa o să-l pun pe canalul de Daily. Vreau doar să zic atât. Suntem îmbrăcați în pijamale. Da, amândoi. Deci, da? Nu am făcut nimic toată ziua, ceea ce vă dorim și vouă, astăzi și mâine. Stați cu familia, bucurați-vă, mai lejereanu pe internet, pe TikTok în special, mult mai lejereanu pe TikTok, că face rău la căpuț. Stați mai mult cu familia, stați la un paharel dacă aveți peste 18 ani, stați la un paharel de apă plată cu lămâie dacă nu aveți 18 ani. Sau dacă sunteți gravide. Sau dacă sunteți gravide, băgați o sărmăluță, băgați o salată de băf și bucurați-vă de viață. Cum ar zice Hrușcă, fie ca să aveți un Crăciun frumos. Ăsta a fost daily vlogul nostru de astăzi. Practic am intrat doar ca să vă spunem că suntem și noi ca voi, oameni normali care am stat în pijamale toată ziua cu familia și am mâncat o grămadă de chestii. Ne-am uitat la filme, n-am făcut nimic special astăzi, adică nimic din ce nu ați face și voi. Și am venit să vă spunem că asta am făcut astăzi și că na, nu putea să treacă ziua fără să punem un clip pe canalul de Daily. N-aveți cea mai vagă idee cât de bine ne simțim că nu am făcut nimic. N-am postat nimic pe, în feed pe Instagram. Ba da, eu dimineață. Ai postat pe... Georgiana, ieși afară! M-am trezit de dimineață, și am zis că e păcat să nu pun o poză. Deci eu n-am postat nimic, doar pe stories. Am mai pus cât un meme, cât o glumiță, cât o sălățică de băf, alea, dacă ați făcut sălățici de băf, puneți-le pe Instagram public și dați-mi tag. Și mie să-mi dați tag. Să dăm repost alea, să ne hăhăim și poate câștigați. Dar nu despre asta e clipul, stați așa că uite, vezi, m-am dus într-o direcție și... Deci, e doar despre fercați menta. Dacă simțiți să puneți un story, puneți-l, dar atât. Nu vă consumați astăzi și nici mâine. Bucurați-vă de viață. Nu știu ce să facem mâine. A, am ceva filmat pentru mâine. Ce bine. O să trească să editez foarte puțin. Avem ceva filmat? Am filmat eu cam niște boxe pe care le-am luat și sunt încântat de ele. Ți-am aproape să cumpăr și un subwoofer la ele. Dar acum ai aflat în premieră. Ups. Dar în fine, ideea este... Puteți să vedeți fața mea. Ideea este că nu o să-și cumpere niciun subwoofer. Să aveți un Crăciun frumos, liniștit. Sper că ați primit cadourile alea fine pe care vi le doreați. Dacă nu le-ați primit, munciți mai mult că o să le primiți și fiți mai cuminți că o să le primiți. Lucrurile se întâmplă frumos în viață. Doamne ajută dacă sunteți cinstiți cu voi și cu oamenii din jurul vostru. Asta a fost mesajul meu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Elena Ceaușescu. Cuvântarea de mergem să mâncăm ciorba de perișoare. Avem ciorba de perișoare în farfurii jos. Ne așteaptă doar că am mâncăliță prea tare. Și eu am ciorba de perișoare aici, așa, un ginulez tonic. Și eu am niște apă minerală. E bun. Da, din pahar festiv, adică măcar atâta lucru fac și eu. Da, asta am văzut. Deci fix asta mi-a zis Georgiana, hai până sus, dăm drumul la cameră, nu editez, pur și simplu ce iese de pe SD card, de-aia pun pe vlog. Vreau doar să vă zic la mulți ani, Crăciun fericit, bucurați-vă de viață, stați mai mult cu familia, râdeți, uitați-vă la filme, faceți ce vă dorea să faceți tot anul și n-ați putut din cauza muncii sau din cauza altor factori. Bine, Crăciun fericit din partea Mariciului de serviciu. Și a Ioneasca de serviciu, v-am pupat. Și ale bebeului de serviciu. Sasha este jos, are treabă, supraveghează farfurile de ciorbă. Să fugă vreo perișoară din farfurie. Ne întoarcem, o venim cu lingură. Hai bă, vă așteptam mult. V-am pupat, Crăciun fericit, sărbători frumoase, cu liniște, să fie fix așa cum v-ați dorit, alături de familie, de prieteni, de cine vreți voi. Ne vedem mâine, ne vedem. Ale. Da. Să uitați la vlogul cu cadourile, e pe canalul principal. Cu ce cadouri am făcut Ioneasca, ce cadouri mi-a făcut ea mie. A fost frumos. A fost chiar o seară faină. Aveam nevoie de asta. Da. Îți dai seama că la anul o să avem o chestie micuță în viața noastră. O să aibă 7 luni. 6-7 luni pe aici. Depinde cum se naște. O să-l punem așa pe masă aici, așa. Hai, tati, zi ceva. Zile ceva oamenilor. Nu să știe să zică nimic la vârsta, dar e ok. Măcar atât. Măcar atât. Bine, Crăciun fericit. Ceau, v-am pupat. Hai că ne-am lungit foarte tare, îmi place. Am pornit camera, nu mai știam. 4 minute și 26 de secunde. Despre nimic, practic. Trebuia să mâncăm ciorba aici, frate. Era ceva. Film românesc. Wow. Ajungeam la Cannes, la... Hai noroc. Da. V-am pupat. Hai noi mai uit. Ceau. Distrați-vă, bucurați-vă de Crăciunul ăsta. Măcar atât. La ce an am avut.